n-am putea vorbi de alegeri fără să ne gândim la perspectiva eternității. Că ce folos ar fi să alegem aici și alegerea noastră să ne fericească dincolo. Știți ce a spus Avram la bogat? Ai ales greșit. Tu ai ales lucrurile bune, aparent, de moment, și s-a nefericit pentru veșnicie. Dar ce v-am spus până aici vreau să fie doar ca și un element de referință atunci când ne gândim la ceea ce trebuie să alegem noi. Că trebuie să fie în absolută concordanță, în subordonare a ceea ce Dumnezeu ne-a ales să fim. Pentru că, în primul rând, așa cum spuneam, alegerea trebuie să fie una veșnică. Altfel, e ca și cum am alege să fie în bine până după masă și nefericiți până la bătrânețe. Cum îți spune o vorbă înțeleaptă, că unii tineri în așa fel procedează la tinerețe ca să se asigure că o să fie nefericiți până la bătrânețe. Dar noi trebuie să avem în calcul această perspectivă divină. Îi spune Dumnezeu lui Ieremia 1:5, mai înainte să fii întocmit, te cunoșteam, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și acum mă întreb, dacă ar fi să luăm acest caz, ce-i mai revenea lui Ieremia, să aleagă să fie proroc sau să n-aleagă? Dacă Dumnezeu prestabilise aceasta. În aceeași carte scrie mai multe situații că Ieremia a avut probleme, a avut o slujbă grea și el putea să accepte sau să refuze această chemare divină. Spune, de exemplu, în capitolul 20, versetul 7, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Vedeți? Și a acceptat chemarea, chiar dacă n-a fost una ușoară. Deci, întâi, alegerea este de factură spirituală, cum spuneam, eternă, are de-a face cu o alegere să-i slujim lui Dumnezeu sau să nu-i slujim. Știți cine a zis? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, vă amintiți unde scrie? Iosua. Aveți opțiuni. Voi, pe lângă alegerea de a sluji Domnului, legat de aceasta este alegerea de a sluji cu un anumit dar. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, la capitolul 9, că a fost chemat, cum știți, prin descoperire dumnezeiască. Nu sunt toți chemați la fel. Pe mine m-a chemat Dumnezeu prin ceea ce simțeam, înțelegeam și printr-un vis al bunicului meu care era proroc. Spune Pavel, deci 1 Corinteni 9, versetul 16, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că își trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc. În versetul următor, asta mi-a fost încredințat și își dorea el, înțelegându-și mandatul, să-l ducă cu bine la bun sfârșit. De aceea spune în fapte 20:24, eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Și mai se justifică într-o altă împrejurare, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ați ales, ați înțeles că ați fost aleși și că puteți să alegeți sau să acceptați alegerea asta lui Dumnezeu pentru chemarea voastră, în primul rând, la mântuire, apoi pentru chemarea slujire. Și nu e vorba numai de a fi predicator sau proroc. Spune Scriptura, să vă citesc din Roman, din capitolul 12, diverse chemări. Că la urmă ori nu se știe care e plătită mai bine. Știți că pe o listă, tot acolo, adică în 1 Corinteni 12 spune că darul ajutorului trecu înainte la darul cârmuirilor. Dar dacă la Dumnezeu e plătit mai bine asta. Spune Roman 12 de la versul 7, cine chema la o slujbă, vreau să spun aici la o diaconie, cum erau diaconii atunci, altul îmbărbătează, altul trebuie să dea, altul să cârmuiască, altul să facă milostenie. Versetele anterioare scrie altul să profețească. Fiecare ce este dat.
Asta trebuie să alegeți mai întâi, înaintea căsătoriei, înaintea profesiei. Pentru că, de exemplu, dacă ai ales în căsătorie greșit, s-a afectat și slujirea. Dacă profesional ai o opțiune eronată, îți poate fi afectată și căsătoria și slujirea. Greșelile costă. Sub un alt aspect, pe lângă ordinea asta a priorității, începând cu eternitatea, cu spiritualul și apoi cu materialul, cu viața trecătoare, vă spun încă ceva legat de a alege. Biblia abordează tematica asta sub două aspecte. Pe de o parte, sub aspect de principii sau de fond, și pe de altă parte, sub aspect de formă, de chestiuni foarte punctuale. Adică, Dumnezeu te învață cum să fii. Uneori am vrea să se treacă direct la pasul 2. Să iau un exemplu care vine mai ușor de înțeles. Ar vrea, de exemplu, un băiat sau să zic o fată, să-mi spună Domnul care e fata pentru mine. Dar nu asta e ordinea operațiilor. În titlul să înțelegi, să alegi un anumit mod de viață. Să știi că sunt niște principii în a alege. Că, de exemplu, rămânând în domeniu, fata trebuie să fie din poporul lui Dumnezeu, trebuie să fie și ea dedicată slujirii, cum spune unul în 7:34, fecioara să fie sfântă și cu Duhul și cu trupul. Și apoi, din acest cadru, cu respectarea acestor principii, poate Domnul să dea o călăuzire. Știi că se căsătorești cu Ioana sau cu Maria. La fel este și legat de slujire. Poate Domnul vrea să ne spună, ești chemat să mergi misionar, cum este acum cu lucrarea asta de răspândire a Evangheliei acasă, o mișcare la nivelul întregii comunități pentecostale, să fie plantate biserici în toate orașele. Dacă n-ai înțeles mai întâi principiile evangelizării, ale slujirii, nu o să-ți vorbească Domnul să te duci, că nu știi ce ai de făcut. Nu înțelegi chemarea. Deci să lăsăm operațiile în înțelesul lor prioritar. Vedeți, cei doi au zis, și mama lor a spus, să șadă la dreapta, să la stângă, Domnul să dai un pahar de băut. Puteți să beți acest pahar? O fată poate ar vrea să se mărite. Poate nu-i vorba de voi altele, că nu-s aici. Dar a înțeles care sunt principiile vieții de familie? A ales să le practice? Dacă nu, toată alegerea noastră este una superficială, e cam povestea aceea. Un băiat merge la tata și spune, vreau să mă însor. Și tata se spune, da, iubești fata, e treaba mea. Dar ea te iubește pe tine, asta e treaba ei. Dar unde o să stați? Nu, asta e treaba ta. Păi nu, trebuie să fie treaba ta dacă vrei să te însori. Să ai o pregătire intelectuală, dezvoltare fizică, pregătirea profesională și așa toate la rând. Aici avem de-a face cu educația. Dacă nu suntem formați, eu am aici două lecții, dar nu-i timp acum să vorbim de ele, vă spun eu așa ce mi se dă. Dar am un citat din Johann Amos Comenius, a fost considerat părintele educației moderne, spunea el așa: la naștere, natura înzestrează copilul numai cu semințele științei, ale moralității și religiozității. Ele devin bun a fiecărui om numai prin educație. Rezultă în concepția sa că educația este o activitate de stimulare a acestor semințe și implicit de conducerea procesului de umanizare. Omul nu poate deveni om numai dacă este educat. Ca unul care am lucrat și mai lucrez și în învățământ,
Am observat că sunt și între ai noștri care vor să devină oameni, ar vrea să fie unii chiar implicați în slujire, dar fără să fie educați. Nu se poate. Fără să fim formați, degeaba am alege că n-am putea să facem față. Imaginați-vă că cineva alege sau dorește să fie medic. Foarte fain. Dar dacă nu-l școlarizăm, cine se dă pe mâna lui? Spunea un frate de la noi că l-a auzit pe directorul de la spital înjurând. Lucrând acolo de mai mulți ani, spune: domn director, eu vă știu om serios, nu v-am auzit înjurând așa urât în viața dumneavoastră. Măi, ăștia vor să devină doctor să-mi ia locul și copiile nici nu au venit la examen, bancă vor și le dau și 10. Păi cum să nu înjur? Măi, l-a gândit ca un om din lume. Păi nu se poate. Alegerea fără pregătire este fatală. Zice la 1 Timotei, la capitolul 3, aici vorbim despre cele spirituale, pare ciudat, dar scot în evidență tocmai pregătirea, fondul și apoi înțelegerea chemării. Adevărat este cuvântul acesta: dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Îmi spune, oi, vrea cineva să fie prezbiter. Da, dar uite ce trebuie să îndeplinească. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul în singur neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, să stare să învețe pe alții. Și așa mai departe. Întâi trebuia să aleagă să fie așa. Și apoi să aleagă dacă va accepta, sau mai mult, dacă țineți cont de ce m-a spus înainte, dacă Dumnezeu l-a rânduit la aceasta. Nu insist, sper că ați înțeles. Altfel, cum să-ți dea permisul dacă tu n-ai făcut școală, nu? Să bifezi tu ce categorie să-ți dea? Îți dă pentru ce te-ai pregătit. Un alt aspect e dat de faptul cât înțelegem noi cum să alegem și cât putem să apelăm și la alții. Un exemplu, alegerea profesiei. Rămâne numai pe părerea ta sau consult și un profesor, diriginta la care ai fost, tata, mama? Alegerea căsătoriei e 100% treaba ta sau faci apel și la alții? Ce ziceți voi? Îmi vine în minte un caz dintr-o biserică de peste Carpați. Trebuia să fie promovați un om sau doi în slujbă. Și slujitorul bătrân zice, acum să nu le zic numele, îi cunosc, cu tare și cu tare. Și unii spun, nu, trebuie să-i alegem, e o chestiune democratică mai nou. Asta a fost cu ceva ani în urmă, nu chiar mult tare, frații încă trăiesc aceștia. Și au ales. Și poporul și-a exprimat opțiunea și a ales. Dar alții zic, nu, am ales noi, trebuie să-i aleagă Dumnezeu. Tragem la sorți. Gata. Și au ieșit la sorți tot aceea. Și alții zic, băi, n-am putut lăsa la de la început, cum au zis bătrânul. Văd că aceia doi. Deci, în mod normal, alegerea trebuie să fie pe fond de consultanță. Trebuie să înțeleagă și alții. Nu numai eu să înțeleg. Pot fi ajutat în asta, îndrumat. Dar dacă nu mă las mai întâi îndrumat în chestiunile de fond, atunci în privința asta n-am nicio șansă. De exemplu, dacă o fată, fiind vorba de căsătorie, nu acceptă să aleagă cum să se comporte legat de relațiile premaritale și așa mai departe, ce va alege bine apoi? Nici vorba. N-are cum, că n-a ales mai întâi principii, n-a ales să fie învățată și apoi nu s-a lăsat ajutată. Vă amintiți ce servicii i-au făcut alții lui Isaac pentru ca să-i găsească o nevastă? Puteți să spună, băi, să vedeți de treabă.
tata, ești bătrân. Robul, Eleazar, acolo, sau cine a fost în vremea aceea, să se vadă de avere. Fata o aleg eu. Nu? E drept că lucrează Dumnezeu într-un mod foarte diferit. Dar să știți că Dumnezeu este implicat în toate amănuntele vieții noastre. Scrie în Biblie că și perii din carne sunt numărați. Atunci cum nu este implicat Dumnezeu în alegerile noastre? Odată trebuia să-mi aleg un serviciu. Cel vechi a fost după Revoluție, s-a schimbat și în fine. Ar fi fost șomaș tehnic. Și ca familist nu puteam permite să nu fiu angajat să muncesc. Dar nu-mi convenea, nu înțelegeam a fi acolo locul meu. Și am scăpat o vorbă, așa, zic eu, nechipzuită. Dacă nu trebuie să fiu la serviciu acela, trebuia să mă prezint luni dimineață, să fiu în spital pe luni dimineață. Și luni la 5 la spital m-am dus. Cu crize de rinichi, că am ajuns la Cluj la spital. Măi, nu puteam să mă rog altfel. Adică, în ultima instanță, mi-a spus Dumnezeu, uite, forțează-mă. Unul a plecat apețit și a avut accident pe drum. Și a zis, Doamne, poate vrei să-mi spui ceva. S-a oprit. L-a rugat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, fata care tu vrei să o iei, poți să o iei, dar este o ființă cu zile puține. Și pare mi se când a născut al doilea copil sau așa ceva, a murit. Da? Dacă este indicat să avem consultanță de la oameni înțelepți sau care a trecut mai înainte pe astfel de drumuri, primul rând, cu consultanța mergem la Dumnezeu. Unul trebuia să intre la liceu și a ales CFR. În privința asta n-a avut îndoială, dar avea opțiunea Timișoara și Arad. Și el a avut, pare mi se că a tras un sort să meargă la Timișoara, sau nu știu cum i-a vorbit domnul. Dar întâi plecat de colegi, s-a dus la Arad, cu doar tot liceu CFR, prietenii lui, nu? Și a ajuns să lucreze în CFR, dar cum s-a gândit, dar de ce a vrut Dumnezeu să mă duc la Timișoara și nu la Arad? Știți când a înțeles? Peste vreo 30 de ani, când cei de la Timișoara au ieșit la pensie cu 10 ani mai repede decât cei de la Arad. Au intrat datorită categoriei, sau știu ce, lucrau ei la fel la regională, și a zis, băi, Dumnezeu a văzut până la bătrânețe, puteam să ies mai repede la pensie, da? Pentru că așa am ales. Da, e foarte important și asta e perioada la care alegeți. Dar acum să alegeți și pocăința și slujirea și felul de pocăință și căsătoria și serviciu, că mai târziu pot fi reconversii profesionale, dar cât își mai schimbă, câți ciobani ați auzit că la 40 de ani hotărât să facă doctor? Ați auzit de mulți mecanici care la 40 de ani vreau să facă aviatori. Nu, pe unde te-ai înscris la vârsta asta? Pe acolo te duci. Și vorba fraților lui Iosif, când întreba ce profeție ați fost noi din tinerețe, am fost ciobani. Și cu oile au rămas, nu? Și în Eclesiastul 11, bucură tinerii tinerețea ta, versetul 9, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta. Ce înseamnă asta, alese de inima ta? Mi-aș spune că sunt două aspecte, unul pozitiv, altul negativ. Cel pozitiv e dat de faptul că noi avem anumite înclinații. De exemplu, mie nu mi-a plăcut niciodată munca în șantier, nu pentru că ar fi grea. Că nu neapărat toate muncile în șantier sunt grele. Eu sunt un om ordonat și îmi place curățenia și șantier tot timpul e murdar. Fi curat numai când e gata totul. Până atunci mă îmbolnăvesc, fac nervi. Păi când am auzit pe altul care e inginer constructor, spune, băi, dar în șantier te bucur ca și lucru și pe mâine de lucru. Spor la treabă. Fiecare cu înclinația lui, nu? Deci, într-un fel, Dumnezeu ne motivează prin felul în care ne-a înzestrat. Dacă, de exemplu, la o fată îi place să fie croitoreasă și visează modele, sper să fie și evlavioasă ceva, să croiască ceva, să... sau altul care are inclinații spre muzică, e bine să-l lași acolo. Vorba aceea, toți oamenii se nasc în original, unii mor o copie. Lasă să fie ce a fost destinat să fie. Dar există aici și aspectul negativ, că uneori inima noastră, natura noastră păcătoasă, inclinată spre rău.
Și când e vorba de școală, sunteți înclinați spre lenevie, nu? Acum, la sfârșit de an, mai apelează unul și altul, ceva meditații, nu știți, o vorbă bună, nu cunoașteți dirigintele, directorul. Deci nu te lăsa dus de inimă, zice Iov. Eu nu mi-am lăsat să mă conduc așa simțurile. Am gândit. Ce voi face mai apoi, nu? Acum, e interesant să câlești de la ore, nu? Să păcălești pe diriginta și ce ai făcut? Mai apoi? Spunea unul că a avut un examen și l-a căzut. A fost tocmai din partea de materie ce nu a vrut să o studieze. A, nu pică tocmai de acolo. Dar ce te-ai înțeles tu cu comisia ce scrie subiectele? Așa că, dragii mei, ce spune Solomon aici, că a fost cel mai înțelept om. N-aveți ocazia să vă bucurați, că acum voi bifați, mă duc acolo sau mă duc acolo, știi, că ăștia care termină clasa 8, astea opțiuni, numai că opțiunile astea sunt în funcție de notele de până acum, nu? Poți bifa că mergi la nu știu ce colegiu și când colo, nu, că n-am încăput numai la ultimul liceu, care nu se știe dacă ia cineva bacul de acolo, știi. Dar, zice mai departe, să știi că pe toate acestea va chema Dumnezeu la judecată. De ce are Dumnezeu cu alegerile noastre? Nu doar că uneori am ales să ne comportăm greșit, dar a nu accepta, a nu alege să slujim Domnului așa cum ne-a chemat. A te căsători greșit sau există și profeții greșite. Acum vreți să vă faceți militar, vreți să mergeți să vă bateți cu, pe front? Sau știu eu, la circ, știu eu ce bufon, sau știu eu ce balerină, sau știu eu, aveți ceva înclinații și profesorii imediat vor să vă culeagă. Păi, te va chema Dumnezeu la judecată, eu numai cu asta te-am înzestrat. Sau și cu altceva, nu? Îmi vine în minte unul care era foarte înalt, 2 metri și ceva, l-a operat să nu mai crească. Undeva la ceva glandă, nu? Și când era așa adolescent, visa să devină mare basketbalist. Poate că devenea. Dar văzând ulterior, Dumnezeu a avut pentru el chiar în plan uman o altă profesie. Și a avut o chemare, este slujitor. Păi putea fi și păstor și basketbalist sau antrenor la basket, se putea? Păi nu se putea, nu? De aceea să vă gândiți bine, știți cum zice vorba, că neamțul măsoară de 7 ori și tai odată. Noi nu neapărat să numărăm, dar să ne gândim, așa pe lângă tot ce a știut, v-am reamintit, sau poate pentru cineva a fost ceva mai nou ce am zis, Dumnezeu a ales, ne-a ales, să se ținem cont pentru ce ne-a ales, că ne-a ales pentru veșnicie. Alegerile noastre, vă spuneam, în al doilea rând, sunt de factură spirituală și apoi de ordin pământesc. Apoi v-am spus că alegerile au două aspecte. Alege cum să fii și apoi ce să faci. Deja vrei să faci ceva dacă nu ești. Nu? Cum să alegi să fii dirijor dacă tu n-ai învățat notele, nu? Nu merge ca la acordeon, dă-mi un do, hai și ți-a. Că tu nu știi unde se situează pe linia notelor, nu? Apoi vă spuneam despre consultanță. Ana, cere lumină de la altul. Și asta trebuie să meargă la Dumnezeu, că El este începutul și sfârșitul. Adică El ne-a predestinat anume pentru ceva, ne-a creat cu un scop. Ne lasă libertate, vrea să ne pregătim, să ne consultăm noi ca oameni, să ne ajutăm unii pe alții, dar în final să ne punem de acord cu Dumnezeu ca să vedem de fapt ce a vrut El să devenim. Citeam undeva într-o carte că unul a vrut neapărat să devină ceva în biserică, sau alții au recomandat și l-au împins spre asta. El, de fapt, era chemat la altceva, la o implicare în domeniul social și acolo trebuia să slujească. Despre altul am citit, asta îmi vine acum în minte,
că l-a trimis Dumnezeu într-o localitate să deschidă o biserică. I-a dat un proiect în mintea lui, cum să arată și clădirea, o viziune pentru lucrare. S-a dus acolo, a încercat și probabil că nefiind pregătit, neînțelegând să fie împreună cu alții, să asocieze. Și Domnul Iisus și-a asociat ucenicii. Pavel a avut o echipă. A falimentat. S-a apucat de afaceri în localitatea unde Domnul l-a trimis să facă o lucrare. Peste 10 ani, dacă bine rețin, a venit acolo un alt om, s-a implicat în lucrare, s-a format o biserică, o clădire, au construit și respectiv venea acolo pe băncile din față, era nelipsit și adesea plângea la slujbă. Și cei din bordul pastoral s-a dus la el cineva și a zis, vă vedem aici, aproape, fără nicio absență. Ce vă face să plângeți, să fiți atât de pasionat de lucrarea de aici? Și le-a spus, exact lucrarea ce faceți voi, exact clădirea cum ați făcut-o, exact asta am fost chemat să fac. N-am făcut, m-am apucat de altceva și am dat bani la săraci, mă simt neîmplinit. Mă bucur, de aia plâng, că Dumnezeu, n-am fost eu vrednic de asta, v-a ales pe voi să faceți, dar în același timp mă uit ca unul care mi-am irosit viața, nealegând ceea ce Dumnezeu a vrut să aleg. Să vă dea Domnul har, să puteți alege în conformitate cu planul său, să puteți fi pregătiți pentru ceea ce alegeți, să vă bucurați și, ba mai mult, alegerea voastră să repercuteze cu succes în veșnicie, cum i-a spus celui ce a fost credincios, cu poli și cu talanții, intră în bucuria stăpânului tău și primește cârmuirea a unor cetăți. Dumnezeu să fie slăvit pentru felul în care ne-a rânduit și gândit să trăim și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți alegeri înțelepte, conforme cu voia Lui. Amin.